Militarii de la detașamentul de pompieri Suceava au intervenit cu modulul SMURD, o auto autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe, dintre care una de terapie intensivă mobilă, împreună cu un echipaj al serviciului de ambulanță județean în urma unui accident rutier produs pe DN2 pe raza comunei Danila. La sosirea echipajelor erau trei automobile implicate în accident, în urma impactului rezultând șapte victime neîncarcerate. Acestea erau conștiente ieșite din autoturisme. Trei dintre persoanele implicate în accident accident, un bărbat de 60 de ani și două femei de 57 și 54 de ani au fost preluate și transportate cu ambulanțele SMURD și SAJ la unitatea de primire Urgența Spitalului Județean pentru investigație amănunțite și tratament de specialitate. Tot sâmbătă însă, aproape de miezul nopții, militarii de la detașamentul de pompieri Suceava au intervenit cu o autospecială cu apă și spumă și modulul SMURD împreună cu un echipaj al serviciului de ambulanță județean în urma unui accident rutier produs în municipiu Suceava pe strada Calea Unirii. La sosirea echipajelor, un autoturism intrase în coliziune cu un stâlp de iluminat, în urma impactului deosebit de violent, rezultând încarcerarea șoferului un tânăr în vârstă de 31 de ani. Salvatorii au luat măsurile specifice de siguranță, au balizat zona, au verificat scurgerile de carburanți și lubrifianți și au deconectat bornele de la bateria de acumulatori. Concomitent au extras victima încarcerată, inconștientă, dar prezentând puls. I-au acordat primul ajutor medical și l-au predat unui echipaj saj care l-a transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. La final, pompierii au curățat carosabilul de elementele de caroserie răspândite pe drumul public pentru prevenirea altor accidente. De asemenea, au monitorizat zona până la sosirea reprezentanților Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei municipiului Suceava, care împreună împreună cu echipajele specializate au asigurat stâlpul de iluminat public. Acesta era rupt și susținut doar de cablurile suspendate pe acesta, fiind în pericol de cădere peste trecători și autoturismele care se deplasau prin zonă.